O amintire. Trăit în el, cred că și amintirea poate să facă parte de culoare din cele cinci viacuri de viață ale orașului București. Așezămintele brâncovenești, grupate jur împrejurul actualei patriarhii, cuprindreau între domnița Bălașa și Hanul Manuc, sala Dacia, palatele vorba vine domnești. Se povestea că boierii cu ișlic și giubele și cu lor, în scurteici de catifea pemb și grena, dacă nu adesea ori și de ale altora, se duceau să petreacă la mănăstirea văcăreștilor pe o cale ascunsă. De bună seamă ascunsă căci trecea pe sub pământ. Drumul de tunel luminat cu torța era destul de lat de vreme ce oaspeții plecau și ajungeau cu carâta. Din ce loc putea să înceapă șoseaua subterană, are să știe când viitoarele săpături și de rămături vor aduce arheologilor noi plocoani de surpriză pe lângă cele și clasificate milenare. Nu, ni s-ar fi spus la muzeul municipal că târnăcoabele au găsit în jurul capitalei urmele unei civilizații de mămăligă și fiertură, vecine cu epoca lacustră. cum totul a fost sute de ani probabil pe deasupra, nu e exclus aceeași posibilitate și pe dedesubt. Fie că mănăstirea Văcărești fusese de maici, fie că de călugări, păcătoasele gurile rele bătrânești, afirmând uneori că și de una și de alta, confortul culinar al participanților la o spețe, se deduce și azi din vizitarea mai atentă a lăcașului de rugăciune, devenit cam după cuza și secularizare, temniță de ispășirea borfașilor potrogăriei mărunte, marile hoții, denumite mai târziu științificește nobile cleptomanii, trebuind cu dragă inimă date uitării. Bucătăriile vechi răspund în admirabil construite cotloane de afumat pe zeci de cârlige, zeci de porci întregi, slănin gigantice și păstrămuri fost la rândul meu, după alții neastâmpărați ai opiniei și condeiului, clientul frumoasei pușcării de pe alea de castani, amenințată în moment să ajungă cetate universitară. Am stat de vorbă cu colegii de gherlă, preocupați de unica problemă admisibilă a evadării. Unii aveau de câte 25 de ani de muncă silnică și nu puteau ca vulturii prizoniere ai lanțelor de picioare să de captivitatea sub bolțile seninului albastru și cu frunzișul pomilor treburat în soare la gratii. Câte doi tâlhari în fiare studiau inginerește teritoriul claustrat cu turnuri de sentinele înșirate pe ziduri. Când noaptea, prin țipătul de mățe chinuite al cucuvăilor, auzeau de la turn la turn strigătul soldaților cu pușcă, Numărul 1! Bine! Numărul 10! Bine! Se cutremurau. Fii binele de cap. Legenda moștenită din generații de osândiți, precizând că subterana galerie se isprăvea într-un mormânt, ei studiau ca niște egiptologi adânc pietrele funerare, păstrătoare ale osemintelor câte unui demnitar încotoșmănit, mângâindu-se cu iluzia de ideal că până la urmă vor descoperi o gaură pe care să fugă până în piața mare. Dar, murind unul câte unul, mai rămânea un spațiu juridic nefăcuți câte 10-15 ani de înscris în bilanțul câștig și pierdere al eternității cu investiții în viața viitoare.